experții femeii și-au încheiat vizita de lucru de o săptămână în țara noastră. În discuțiile cu premierul Pavel Filip, aceștia au evidențiat din nou necesitatea evoluțiilor și reformelor pe mai multe domenii, cum ar fi financiar sau economic. Deși guvernanții și-au pus mari speranțe în asistența externă, iată că nici femeii, cum de altfel nici România, nu se grăbesc să ofere această asistență. Ori Republica Moldova trebuie să prezinte rezultate palpabile ale schimbărilor efectuate. O nouă ședință de judecată pe dosarul lui Vlad Filat are loc la judecătoria Buiucan din capitală. Politicianul a fost adus și el în sală. La ultima ședință de judecată de pe 17 februarie, avocații lui Vlad Filat nu au făcut declarații pentru presă. În schimb, a vorbit deputatul PLDM Tudor Deliu, care a menționat că apărătorii politicianului afirmă cu certitudine că dosarul este unul politic și asta pentru că în el nu există probe care ar dovedi vinovăția lui Vlad Filat, iar pronunțarea unei hotărâri în acest caz se tergiversează intenționat, a mai spus Deliu. Comisia pentru selectarea candidaților la șefia Băncii Naționale a Moldovei se va întruni astăzi în ședință la ora 17, urmând să fie intervievați primii trei pretendenți la funcția de guvernator. Principalele criterii de evaluare a candidaților sunt independența politică, experiența în activități bancare de bază, experiența de manager, viziunea cu privire la dezvoltarea sectorului bancar din țara noastră. În total, pentru funcția de guvernator au depus dosarele 9 persoane. Evgeni Șefciuc, președintele pretinsii Republicii Unistrene, l-a primit la Tiraspol pe șeful delegației Uniunii Europene în Moldova, Tirca Tapiola. La întâlnirea a participat și ministrul în exercițiu de externe Vitali Ignatiev. Șefciuc a evidențiat în discuții că actualmente, în cadrul procesului de negocieri, se observă o perioadă de stagnare. Liderul de la Tiraspol a dat asigurări în acest sens că regiunea transnistreană este deschisă pentru un dialog constructiv. Oficialul european a menționat la rândul său că anume o astfel de abordare fructuoasă a convorbirilor dintre Tiraspol și Chișinău constituie o prioritate pentru Uniunea Europeană. Pentru mine, valori sunt NATO și Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de ministrul apărării Anatol Șalaru la o emisiune TV. Acesta a mai adăugat că neutralitatea Republicii Moldova este una existentă doar în Constituție și nu în realitate. Neutralitatea noastră este una falsă. În cazul nostru, este un instrument de șantaj din partea Rusiei pentru a ne menține în zona de influență, a mai spus Șalaru. Întrebat dacă Republica Moldova este pregătită pentru o eventuală confruntare cu trupele din regiunea Transnistria, ministrul liberal a menționat: noi avem suficiente forțe ca să oprim un ipotetic atac din partea trupelor ilegale transnistrene. Menționăm că recent fracțiunea parlamentară a PCRM a cerut din nou demiterea lui Anatol Șalaru. La mulți ani pentru Eugen Doga. Marele compozitor este omagiat astăzi. El împlinește vârsta de 79 de ani. Maestrul a debutat în 1963 în lumea muzicii, iar de-a lungul anilor, cu talentul și dăruirea sa, a scris melodii pentru mai bine de 200 de pelicule. Numele lui Eugen Doga a devenit emblematic pentru renumitul său vals din filmul Gingașa și Tandra mea fiară. Recent, artistul a fost externat dintr-un spital din Moscova, unde a urmat un tratament, el acuzând dureri de inimă. Acum maestrul se simte bine și, deși este stabilit în Rusia, a revenit în Moldova. Aroma prospețimii primăverii a pus stăpânire și pe capitala de nord a țării. În municipiul Bălți au demarat mai multe acțiuni și evenimente prilejuite de Festivalul Internațional de Muzică Mărțișor 2016, ajuns la cea de-a 50-a ediție. Locuitorii municipiului vor avea parte de un program pe gustul fiecăruia, ori sunt organizate expoziții de mărțișoare, dar și cărți despre mărțișoare. La fel vor fi expuse și lucrările elevilor școlii de artă. Tot astăzi, începând cu ora 18, la Palatul de Cultură din Bălți, avea loc un concert dedicat primăverii. Statele Unite și Rusia au căzut de acord ca în octombrie să facă schimb de informații legate de zborurile lor militare în Siria pentru a evita orice ciocnire sau incident armat între avioanele lor. Responsabili cu rang înalt din cadrul Pentagonului au discutat luni prin videoconferință cu oficiali ai Ministerului Rus al Apărării. Acordul prevede discuții periodice între cele două ministere de resort cu scopul de a perfecționa procedurile utilizate de militari pentru comunicațiile între ei.
Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a anunțat următorul curs valutar. Prețul pentru un euro a scăzut cu 30 de bani și este de 21,80 lei. Dolarul american are mai puțin cu 2 bani și costă 20,03 lei. Cu 9 bani s-a apreciat leul românesc, acesta valorând 4,86 lei. Hrivna ucraineană are mai mult cu 1 ban și costă 0,74 lei, iar rubla rusească are cotația intactă de 0,26 lei.